Sporul natural al populației României s-a menținut negativ în luna mai a acestui an, la minus 7.375 de persoane, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. În mai 2023 s-a înregistrat nașterea a 13.242 de copii, cu 2.534 mai mulți decât în luna aprilie 2023, în timp ce numărul deceselor înregistrate a fost de 20.617, cu 1.007 decese, mai multe decât în luna precedentă. Numărul deceselor copiilor cu vârstă sub un an înregistrate în luna mai 2023 a fost de 87 de copii, în creștere cu 22 față de luna aprilie 2023. Conform Institutului Național al Sănătății, în mai 2023, 66,9% din numărul total de decese s-a înregistrat la persoanele cu vârstă de cel puțin 70 de ani, 8.581 de decese, reprezentând 41,6% la persoanele în vârstă de 80 de ani și peste 5.220 de decese, reprezentând 25,3% la persoanele de 70-79 de ani și 18,1% reprezentând 3.727 de decese la persoanele în vârstă de 60-69 de ani. La polul opus, cele mai puține decese au fost înregistrate la grupele de vârstă 0-4 ani sau la 20-29 de ani și la 5-19. După cauza principală de deces, cele mai multe persoane decedate în luna mai 2023 au avut drept cauze bolile aparatului circulator, tumorile și bolile aparatului respirator. În luna mai 2023, în mediul urban s-a înregistrat decesul la 10.412 persoane, iar în mediul rural decesul a 10.205 persoane. Față de aceeași lună din anul 2022, numărul persoanelor care au decedat a crescut cu 286 de persoane în mediul urban și a scăzut cu 305 în mediul rural. Numărul căsătorilor a fost în luna mai 2023 cu 1.200 mai mic decât cel înregistrat în aceeași lună din anul precedent. Prin hotărâri judecătorești definitive și conform legii, numărul 202/2010 în luna mai 2023 s-au pronunțat cu 258 de divorțuri mai puține decât în luna mai 2022, relatează știrile ProTV.ro.